găsit, dragii mei, bine ați revenit alături de noi. Astăzi suntem alături de dumneavoastră cu interviul zilei și avem un invitat deosebit pe care sunt sigură că l-așteptați zi de zi să apară pe ecrane. Este vorba de Mihai Copăceanu, care a venit alături de noi din nou și îți mulțumim pentru asta și bine ai venit! Bună ziua și bine v-am găsit și mulțumesc foarte mult pentru invitație. Chiar mă bucur să fiu din nou la TV Sibiu. Noi am promis că vom fi alături de tine săptămânal, te vom invita săptămânal, însă mai sunt și unele probleme și săptămâna trecută nu ai fost pe ecranele telespectatorilor noștri, dar de acum încolo facem în așa fel încât să fii săptămânal. Am văzut că mulți prieteni m-au sunat și mi-au spus că m-au văzut inclusiv în reloare și erau chiar încântați de emisiune. Da, și mie mi s-a întâmplat asta. Foarte multe persoane mă opresc și îmi zic când o să ai o nouă emisiune cu domnul psiholog. Exact așa mă întreabă și sunt foarte încântată de acest lucru și mă bucur că poți să vii alături de noi tot timpul. Mulțumesc mult de invitație. Astăzi o să avem un nou subiect, o să avem o emisiune, zic eu, foarte interesantă, cu un subiect extraordinar. S-au făcut foarte multe studii pe subiectul respectiv. Este vorba de acea familie din Norvegia căreia i s-au luat copiii din cauza violenței. Ce ne poți spune tu mai multe despre acest subiect? Pentru că știi mai multe decât știu eu. Da, mulțumesc de întrebare. Întrebare foarte bună. Am avut câteva reacții chiar în presa locală din Sibiu, în ziare și în presa națională. Încă problema este acidă. Deci știm bine că 5 copii a unei familii de români stabiliți de vreo 10 ani în Norvegia. Deci toți născuți în Norvegia cu vârste până în 10 ani, inclusiv un bebeluș de 3 sau 4 luni, chiar Ezechiel, au fost preluați de către sistemul de protecție al statului norvegian. În prima fază au fost câteva acuzații legate de faptul că părinții sunt creștini, evanghelici și iar îndoctrinat cumva, ceea ce nu s-a dovedit a fi valabil, pentru că sistemul de protecție norvegian și alte sisteme de protecție nu fac discriminare între religie, în fel de religie. Și mai departe există câteva acuzații care țin încă un zvon legat de presupuse abuzuri, fie că e fizic sau verbal. Cert este că din partea statului norvegian nu avem un răspuns limpede. Un răspuns cert. Da, chiar un non-răspuns, ambasada Norvegiei la București a trimis un comunicat în care a explicat care sunt situațiile în care statul poate să preia de urgență un copil. Din sânul familiei. Din sânul familiei și în cazul de față au fost chiar 5 copii și am fost extrem de uimit de ultimul copil. Ce uită românii care sunt obișnuiți cu totul să fie public și chiar am făcut comparația asta cu cazul de la Vaslui, acel viol extrem de urât, când totul a fost, când inclusiv eleva care a fost violată, elevă minoră, a apărut câteva zile mai târziu într-un interviu, în direct, la o emisiune. Deci, în Occident se protejează foarte mult, mai ales victimele, se protejează și identitatea viața, lor. Categorii, și identitatea și viața privată, chiar dacă unii moderatori s-au scuzat că au avut o declarație și au avut acordul părinților. Dar sunt foarte atenți și atunci pe planul acesta de breaking news apar foarte multe bârfe și lucruri neplăcute. În cazul de față, legea norvegiană spune clar că noi nu interzicem părinților să divulge cauzele și în dosar, că este un dosar întreg, ei au fost anchetați inclusiv la poliție, dar noi din măsuri de protecție a copiilor, a familiei și a procedurilor în sine nu putem divulga până când se va încheia o anchetă. Și acolo apare inclusiv abuzul de substanțe, adică de droguri al părinților, inclusiv abuzul sexual sau neglijare. Ce iară spune legea norvegiană că astfel de măsuri sunt măsuri extreme, precum este și în România, adică întâi se merge printr-o consiliere, printr-o informare a familiei și mai apoi se recurge la acest caz de a prelua copii din sânul familiilor și de a începe procedurile pentru adopție. De în așa. Europa, și cu asta vreau să închei, în Europa, Norvegia, deși această instituție a fost des criticată și a preluat mulți copii de la familii, o mare parte dintre copii preluați sunt copii de imigranți, nu că ar fi o politică anti-imigranță, ci pentru că mulți dintre imigranți, pe de o parte, consider eu, nu cunosc legea norvegiană și, pe de altă parte, provin din Europa de Est, din țările foste comuniste, unde și România este inclusă și unde violența este mult mai tolerată și poate avem timp să vedem și cum stăm noi cu violența în România și atunci
o palmă dată, un urecheat, o palmă trasă la fundurez, nu mi se pare o violență pentru un astfel de... Dar în Norvegia, totuși, comparând cu alte state europene și mai ales comparând cu propria noastră țară România, Norvegia este una dintre țările care are foarte puțini copii dați spre adopție. În România avem mulți, avem mii de copii în sinhronizație. Norvegia nu este această procedură. Deci, deși pare că este un stat, pentru că s-a sesizat inclusiv președintele, prim-ministru, comisiile de parlamentare România au fost acolo să viziteze casa acestor oameni, ministrul de externe categoric, ambasadele noastre au fost proteste, inclusiv în Sibiu s-a anunțat un protest de susținere acestor români care au fost, spunem, defavorizați. Soția este norvegiană, deși îi cunoșteau, erau de 10 ani acolo. Totuși, Norvegia nu e o țară care, cum spuneam, care face abuz în sensul de a prelua astfel de copii și a aduce la adopție. Vreau să te întreb referitor la adopțiile care sunt într-un număr destul de mic în Norvegia, voare vin și de la faptul că acolo sunt regulile, cum ziceai tu, foarte stricte și din această teamă de a nu fi cumva agresați copiii știind că nu sunt ai lor și sunt ai altor familii, provin din alte familii? Și asta poate fi un răspuns, dar mai ales pentru că sistemul de protecție al copiilor în Norvegia insistă foarte mult spre a sprijini familia, să se duce copiii. Noi am văzut multe știri și inclusiv eu am fost ridicat pe internet că de ce nu mă uit la câte abuzuri face această familie. Dar am zis, eu am citit în engleză, am găsit date despre acest sistem de protecție al copilului, Barnevernsdal, așa nume foarte, foarte greu de pronunțată, că foarte multe dintre acțiunile lor, 80%, se desfășoară pe a sprijini familia, spre a oferi bani inclusiv pentru școlarizare, pentru preșcolari și pentru școlari, bani pentru excursii, pe a face workshop-uri cu părinții. De scopul lor nu este un sistem de poliție care ia copiii de acasă și le adoptă. Au multe alte tipuri de acțiuni și părinții solicită. Și în cazul de față, părinții solicită pentru că au fost neglijați, sau nu au avut bani pentru a merge cu el la o operație. Deci sunt și servicii sociale în primul rând și pe urmă este un acest aspect al adoptului, adică al preluării într-un plasament. Și ce încă nu uităm, că inclusiv în legea de protecție a copilului în România există situații clar specificate, în care inclusiv copiii din România pot fi preluați și duși într-o instituție. A fost câteva cazuri și în Sibiu în care copiii au fost neglijați, au fost, nu știu, pus să cerșească, s-au fost bătuți și... S-au obligat să facă lucruri care nu sunt de vârsta lor, da, nu și sunt valabile și bune pentru vârsta lor. Un mandat, un procuror a dat un mandat, a venit poliția și a fost preluat copilul. Temporar, în câteva zile, într-un loc sigur, îngrijit, dar... Ce iarăși nu uităm, și judecătorul Cristi Danieleț a spus asta, un judecător de la CSM, că orice om din România care lucrează într-o instituție publică, și aici fac referire și la colegii mei psihologi din școli sau chiar dintr-o altă instituție publică, care observă că un copil este supus violenței sau îi se destăinuie că a fost bătut acasă și abuzat de părinți, este obligat, nu este umof, este obligat să sună la protecția copilului. Protecția copilului în Sibiu are un telefon, cred că e 0269983, în care aproape, nu știu, 12 ore pe zi, este până la 10 seara, este telefonul copilului, unde inclusiv copiii pot suna și pot da mărturii despre abuzurile care se întâmplă în familiile lor. Că nu se apelează la servicii, că noi suntem toleranți, că oamenii văd violență pe stradă. A fost un caz celebru când o femeie, o tânără jurnalistă în București, în plin București, în plin parc, a fost violată, a fost târâtă sute de metri, era chiar la un radio, și nimeni nu s-a sesizat, toți au trecut pe lângă și a fost... supus unui viol. Deci suntem extrem de pasivi la... Mă gândesc că și din cauza fricii. Pentru că sunt foarte multe persoane care, dacă văd că este o persoană care fură sau ceva, fură portofelul unei doamne sau cuiva, nu sar pentru că le e frică să nu se năpustească asupra lor. Da, acum sunt situații în care poate vorbim de persoane de gen feminin sau persoane mai în vârstă. A fost recent un furt într-un parc din Sibiu unde s-a sesizat și a venit imediat patrula și poliția și câinii și au și prins. Au prins, dar nu trebuie să te iei tu la bătaie cu hoțul sau cu violatorul. Trebuie doar să sesizezi poliția, să sun la 112, un lucru extrem care este extrem de simplu. Da. Extrem de simplu. Și acum, au fost situații în care bărbații pot sări și au fost situații în care unii copii dintr-o casă au oprit câțiva hoți să nu fure. Deci se pot descuraja foarte, foarte ușor. Dacă îmi permit să mă uit puțin la câteva studii legate de ce se întâmplă
cu violența în România. Deci, ca să închei povestea cu Norvegia, să revenim la ea, noi încă nu avem date sigure despre ce se întâmplă acolo. Ambii părinți au dat interviuri repetate, fratele tatălui, cred că și bunicii copilor. Am sesizat o reticență a tatălui de a da răspunsul direct despre un anume abuz. Deci, deși ei totuși pot spune ce este în acel dosar, a fost foarte restrictiv în a da foarte multe detalii. A fost foarte clar, a fost evaziv, a fost prefer să nu răspund, ce înseamnă că sunt multe lucruri încă nedorite de a fi aflate și poate se vor... Și de a fi făcute publice. Categoric. Pentru că dacă spune ceva, toată lumea aude ceea ce spune, că așa da, se întâmplă și la interviu. Eu chiar am spus într-un articol al meu în adevăr că am stat câteva zile la conferințe în Norvegia, am cunoscut colegii mei psihologi norvegieni. Acolo am aflat că eu, de exemplu, nu pot practica psihologia în Norvegia. Nu, adică orice psiholog din Norvegia trebuie să fie norvegian. Deci au o lege foarte strictă, au o pregătire de 6 ani ca la medicină. Îți obții aprobările, certificatele de liberă practică foarte greu. În această comisie, care are în fiecare județ o comisie, trebuie iarăși tribunalul ca să accepte. Deci nu, cum am zis, nu un psiholog care... Că m-am întrebat, domnule, dacă... copilul spune și copiii la multe vârste mai spun și minciuni sau mai exagerează, spune că a fost bătut și de fapt n-a fost bătut. Păi, în primul rând, nu este psihologul care decide dacă un copil este sau nu luat din familie. Este o decizie a unui tribunal pe baza unor anchete repetate. Psihologul confruntă unele informații ale copiilor cu informații de la ceilalți copii, cu informații de la părinți, cu informații de la vecini. Încearcă să-l concilieze. Categoric. Deci nu se lasă influențat de o exagerare sau chiar o, cum spuneam, o minciune a copilului și este foarte atent. Dar în România avem câteva studii mari și late, să zic așa, inclusiv al UNICEF-ului. Un studiu care l-am chiar în față pe 120.000 de familii, care ne arată că aproape jumătate dintre părinții din România, studiul recent, din 2013, adică 47%, recunosc că apelează frecvent la bătaie ca măsură de pedepsire a copiilor. Și auzi inclusiv verbal, păi nu mai suportă, n-a două palme, sau n-a fost cu minte, sau m-a enervat. Bătaia este încă acceptată și este încă tolerată. Este o formă de violență. O altă formă de violență spune că peste 70.000 de copii sunt exploatați prin muncă în România. Unii dintre ei, aproape 2%, între 5 și 14 ani. Noi făcând emisiune, poate în oraș și stând în Sibiu și poate având uneori invitați din Sibiu, neglijăm partea rurală a României, care aproape jumătate sau era... Unde copiii sunt foarte des puși la muncă, copii mici, de vârste foarte mici, lucru care mi se pare exagerat. Unde 93%, ca să te completez, dintre copiii expuși la muncă forțată provin din mediul rural. Avem copii care sunt în satele din România, care nu au acces la școală, care sunt luați la școală pentru a munci. E adevărat, unii dintre ei au condiții sociale, economice defavorizate. Sunt familii sărace, unii nu au curent, unii nu au căldură, trăiesc în frig, dar sunt puși la munți forțate și uite, 4% dintre ei locuiesc în locuri care sunt periculoase. Ca să te completez cu o întrebare, oare acest procentaj al copiilor care sunt puși la muncă duc și la absenteismul din școală? Pentru că avem o problemă mare cu absenteismul, sunt foarte mulți care renunță la școală. Absenteismul ridicat este, de fapt, primul pas pentru abandonul școlar. Sunt copii care sunt retrași la școală dacă sunt absenți pentru că muncesc, pentru că au animale poate acasă, pentru că au alte munci ale câmpului, agricole. Sunt puse la alte lucruri. Da? În cazul de față, neparticipând la școală, școala din astăzi are o programă foarte încărcată, este foarte intensă, sunt multe discipline, multe ore, nici nu se mai pot pregăti. Și atunci absențele, pe de o parte, care rezultă cu nota la portare scăzută, dar și cu o carență educațională. Numai neparticipând la școală la ore, poate ratează unele teste, unele examinări, unele teze, dar nici acasă, neavând zeci de lecții pe care nu le-au și nu le-au scris, nu și-au făcut niște temele, deci au deficit în unele informații. Avem iarăși cazul de repetenție, nu știe, nu poate trece clasa și la clasele mici, vezi clasa a doua, a treia, a patra, deja startul este pierdut și riscul este să se neglijeze.
părinții sunt foarte toleranți, unii părinți, avem și cazuri de succes, când părinți care sunt săraci sau care sunt bolnavi, care sunt în vârstă, fac foarte mult pentru copiii lor și îi ajută și îi trimit, sau copii care muncesc și uneori vedem reportaje la lumina unei lumânări, își fac temele și sunt foarte inteligenți, unii dintre ei sunt poate cei mai buni din clasă, chiar dacă n-au un ghiozdan de fițe sau că n-au au aceeași pantofi rupți de luni întregi. Deci sunt și modele frumoase și exemple sensibile în astfel de cazuri, dar da, cum spuneai, mare parte dintre ei, neputând să participe la școală, au carență în conținutul învățării, au absenteism ridicat și deci abandonul școlar. Și la abandonul școlar stăm chiar foarte prost la nivel național în România, cu toate că în alte situații, în alte orașe, avem copii care vor tablete la școală, să vrem învățământ prin tehnologie. Deci este o România contraselor. Unii copii nu au bani de cărți, și de ghiozdane sau de pâine. Sunt la mâncare. Chiar la extreme, puși la extreme. Și alții, unii care nu au deloc și alții care își doresc prea mult. Da, și alții care vor învățământ nu cu 10 cărți și 5 caiete, ci pe tablete, că pe tablete poți să pui toate materiile. 11.000 de cazuri de abuz, neglijare și exploatare au fost într-un singur an din România. 11.000 înseamnă aproape un oraș. Un oraș din România a fost de copii care au fost abuzați. Și un alt studiu al Salvați Copiii din 2013, deci extrem de recent, 63% dintre copiii întrebați au recunoscut că sunt bătuți acasă de către părinți. Cu siguranță, procentajul este scăzut, pentru că poate unii dintre copii, de teamă ca rezultatele să nu cumva se afecteze pe ei, n-au spus că sunt bătuți acasă. Mai departe, și de frică. Sau și de frică, da. 20% dintre părinți, și aici este o mare problemă, deci 200 dintre părinți cred că pedeapsa fizică este minul de educație, adică bătaia e smulsă poate așa din sunt învățați rai. Și sunt învățați de acasă, de mii, și poate din cauza asta merg cu această idee până când devin și ei adulți și devin maturi. Da, dar mare parte dintre ei trăiesc într-o lume, spunem, civilizată, europenizată, mondenă, au acces la informație, la cultură, văd, iată, cazurile nefericite în alte țări. Noi ne trezim că legile europene ne interzic să ne mai batem copiii, că noi considerăm a fi tolerat. Ce mai mult dintre părinți, și mai grav, cum spuneai, dintre copii, nu percep corecțiile fizice, adică bătăile, cum ar fi pălmuirea, ca ar fi o formă de abuz fizic. Se perpetuează, adică nu doar și părinții, ci și copiii. Un copil care este lovit permanent de către părinte, cum spunea, el va internaliza că tatăl așa le educă pe el cu bătaia. Nu poate face un lucru bun, dar nu mai adică simte concepția copilului respectiv. Da, pe lângă faptul că există influențe pe termen lung, există un stres ridicat, că avem cazuri între deprivarea părinților și anxietate și depresie la copil, care e din ce în ce în ce mai mare, dar nici bătaia nu are efect în sensul ăsta. Și sunt părinți care trec de la o simplă palmă la a folosi inclusiv obiecte dure pentru a-și, în ghilimele, a-și corecta copiii, bazându-se pe o nepotință a lor ca adulți de a înțelege. Și atunci copilul se naște și aud replici astăzi la părinți care zic, păi și eu am fost bătut, și eu am făcut la fel, și uite, n-am murit, și mi-e bine, și nu sunt bolnav, și am crescut mare și sunt puternic. Și nu-i nimic rău să-i dai o palmă, pentru că chiar nu mă ascultă și e încăpățânat și am luat tot ce vrea el, inclusiv tabletă, și tare își comentează. Uitând că parte din psihologia copilului se bazează și pe astfel de situații, când da, copilul poate este mai vulnerabil, mai nervos, mai iritabil, dar e un efort, înțeleg asta, pentru un părinte, și aici avem, aici nu vreau să fac diferență, pentru că și statistic vorbim, dar și practic mai dat seama că nu contează ce fel de părinte ești, că ești de la țară, din vârful dealului sau din centrul Sibiului, nu contează câtă școală ai, pentru că părinții care recurg la violență și sunt, din păcate, și dintre părinții intelectuali, dintre părinții cu studii superioare, cu o anumită imagine publică, dar cu o absență foarte mare a unor, spunem, calități, dacă ne putem numi paternale, sau metode de a gestiona stresul, de fapt. Ceea ce înseamnă, cu alte cuvinte, inteligență emoțională scăzută. Părinții care nu își pot stăpâni, fie că sunt impulsivi, fie că sunt nervoși, fie că au probleme la servici și vin acasă să se descarcă pe copil? Categoric. Îmi spunea zile trecută un copil că la un moment dat nu a închis foarte bine pâinea și pentru asta a urmat un întreg scandal în casă. Dați seama că să pui pâinea într-o pungă nu e un lucru foarte grav. Dar a fost doar picătura care de fapt a venit pe un teren vulnerabil, oboseală la servici, și a zis, eram eu, mama și
doar noi trei suntem. Și normal că pe mine atunci poți să țipe și pe cine să țipe. Deci copiii sunt victime foarte clar în România. Chiar era un, completând ceea ce ai spus tu, era un filmuleț realizat de către un copil și un părinte, în care părintele îl tot bătea zilnic, n-avea timp de el, a venit copilul și zice, tati, cam cât câștigi tu pe o zi, într-o zi de lucru? Zice, 15 lei, dar la care adaugă copilul, vreau să-mi împrumuși 15 lei. Tatăl s-a enervat, a început să-l bată, a recurs la violență, du-te la în camera ta pentru că nu am să-ți dau pentru ce strebeție, după care s-a mai gândit și i-a dat banii respectivi. Da. Când s-a dus în cameră și i-a dat banii, băiețelul a scos alți bani pe care i-avea ei păstrați și întreabă tatăl, dar pentru ce-ți mai trebuie ție 15 lei când tu ai atât de mulți bani? Pentru că cu banii ăștia vreau să-ți câștig o zi, banii pe care îi câștigi tu la lucru o zi, să ți-i dau ca să stai o zi cu mine, să nu mă mai bași și să fii tot timpul alături de mine și să te joci cu mine, lucru care mi se pare foarte... E foarte des întâlnit, da. E un lucru realist și din păcate da, sunt adulți astăzi care au un job destul de solicitant, au două joburi, lucrează de acasă, lucrează până târziu, sunt copii care, de exemplu, merg după masă la școală și zic că dimineața tata e la serviciu, sunt acasă, după masă eu sunt la școală, este acasă. Și ne întâlnim decât foarte rar. În weekend cu toții sunt obosiți. Mai avem și tehnologia care este o altă barieră, adică unii stau fiecare și avem multe, apropo de clipuri, reportaje interesante, când stau amândoi în pat și fiecare este cu tableta lui, copilul este în camera lui și apare, din păcate, această despărțire, această detașare și barieră între părinții înșiși, ei unii cu alții nu se mai cunosc, nu se mai recunosc, între părinți și copii și între copii și părinți. Și singurele reacții, dacă sunt la școală, atunci când văd notele mici și când se înfurie, când reacționează violent, cum spuneam, cifrele sunt foarte mari, aproape jumătate dintre părinții din România în 2016, uimitor, își lovesc și nu consideră a fi o greșeală să-ți lovești copilul. Unii dintre ei spun asta, îi văd când vin în cabinet, da, am recunoscut, poate și eu fac greșeli, dar imediat zic, da, nu putem astfel să-și justifică. Adică am greșit poate în educație, nu știam cum, dar... Încearcă să-și caute justificări singuri. Își caută scuze care unor nu rezolvă foarte mult, dar faptul că își dau seama că e o greșeală să abuzez, cum spuneai, faptul că pentru copil contează foarte mult, măcar o oră din timpul tău, oricât de obosit ai fi, să-l saluți, să vorbești cu el, să-l întrebi ce simte. Sunt anumite vârste la care au tot felul de întrebări și sunt așteaptă să le răspunzi, iar dacă tu le vorbești urât, mă gândesc că ușor îi faci să devină frustrați. Am avut situație cu un tată care m-a rugat să consiliez, eram într-o școală un băiat și l-am întrebat în ce clasă este. Și m-a zis, stați puțin să mă gândesc, anul trecut a fost în clasa a patra, desigur intră a cincea acum. Și am zis, bine, mulțumesc, dar 5-a, A, B, C, că sunt mai multe. Da, și zis, asta nu pot să știu. Nu știu. Și am avut loc cu soția lui, că am sunat soția și a aflat soția în ce clasă este. Deci sunt părinți care își dau seama că au copii în clasa 8-a când merg la ședințe în clasa 8-a sau că sunt la liceu când trebuie să vină bacalaureatul. Deci nu se mai recunosc între ei și se supără pentru că e foarte ușor să decarteze, adică să dea niște bani copilului, să-i cumperi ca el ce vrea și crezi că asta e suficient pentru tine. Eu îi încurajez mereu pe copii să facă pasul spre părinți, să vină, să tragă de mânică, să-i spună, uite, sunt supărat, plâng, am emoții mâine la test la română sau la germană și spun, nu știam că ai face română la școală. Deci, sunt cazuri foarte tragice pentru ei și se trezesc unor prea târziu acești părinți când văd că nu știam că tu fumezi. Păi fumezi un an jumate. Și cum? Nu știam că tu... Și avem și în Sibiu, pas cu pas, un fenomen al consumului de droguri, și cele legale și cele ușoare, cum se zice în popor, abuzului, al micilor infracțiuni. Deci scapă din mână și pentru că uneori riscăm să nu mai fim responsabili, cum spuneam, pe diferite tipuri de justificări, că muncesc, că sunt obosit, uitând să mai fie o familie și uneori impunându-și propriile lor dorințe și idealuri cu forța, ne mai înțelegând că copiii au nevoie în primul rând de
de afectivitate, adică de iubire. Discuția noastră a pornit de la faptul că copiii care sunt supuși violenței trebuie să sune la un număr de telefon de la Protecția Copilului pentru a sesiza acest lucru. Ce părere ai despre acei copii care își amenință părinții? Dacă îmi vorbești mai urât, o să sun la Protecția Copilului să se ia măsuri. Cred că sunt cazurile foarte puține și există și, da, trebuie să recunoaștem asta, și un mic șantaj din partea copiilor sau învăț dacă mă ofer ceva sau uneori cadourile sau recompensele pe care le primesc copiii sunt foarte mari în comparație cu efortul lor de muncă intelectuală dacă ne înfrim la școală. Dar chiar dacă ar suna, repet, nu suntem încă în Norvegia. Cu reguli stricte. Da, adică s-ar sesiza, ar discuta, ar invita, ar consilia. Acum sunt specializați și oamenii din aceste servicii care știu dacă este un telefon, să spunem așa, fals. Sunt o grămadă de copii care poate sună din glumă, din greșeală, din prostie la 1-2 și oferă informații false. Da, din păcate pun pe drumuri unii specialiști, unii poate oameni ai legii sau chiar psihologi sau asistent social. Dar, dincolo de acest șantaj, și aici văd clar că este o legătură ușor ruptă între părinte și copil, în modul în care, și recunoaștem, sunt părinți care spun nu mai știu ce să fac cu el, nu mai recunosc și atunci recomand chiar consilierea familiei, adică nu doar a copilului, cât și a părintelor și amândurora împreună. Sunt cazuri extrem de neplăcute când vin în cabinet și doar se ceartă unii cu alții și arungă acuze și nu faci progrese în prima ședință unor chiar și atunci trebuie să intervii individual ca ei să se înțeleagă, să se recunoască. Îmi spunea un copil că era foarte supărat, era mai mare, că tatălui de 4 luni de zile nu l-a dus la mol niciodată. În schimb, l-a forțat să-i meargă la biserică. Tatălui uitând că băiatului totuși e un tânăr, era la început de adolescență, dar nu era foarte mare, dar pentru el numai ideea de a merge jumătate de oră în mol era una care îl valoriza și el se simțea încântat, chiar dacă nu, vezi, putem să mergem, da, chiar dacă nu cumpără nimic, vreau doar să mă plimb prin mol, pentru că în fiecare zi colegii lui veneau cu povești din mol. Iar el a fost forțat, așa mi-a zis, că nu vroiam, a fost forțat să merg la biserică, la, nu știu, peștera lui Arsenie Boca și la alte exemple pe care nu le simțea, nu le dorea. Și atunci, unde iarăși o altă eroare de educație a părinților este că ei încearcă, de fapt sunt două extreme. Una este să te compori cu un copil care e deja adolescent, ca și cum ar fi un copil care nu gândește, că n-are drept de decizie, care nu știe exact ce vrea și tu să fii încă autoritar și de fapt e neputința ta de a accepta că propriul tău copil vrea să ia decizii, vrea să fie independent, vrea să fie autonom, vrea să meargă singur, nu cu tine. De exemplu, sunt fete care nu mai vor să iasă în oraș cu mamele, mi se pare foarte rușinos să mai vii cu mama ta de mână pe centru. Și invers, sunt părinți care foarte mult, cum spuneam, încearcă să-i maturizeze sau să le dea explicații de om matur unor copii care sunt încă copii. De exemplu, ideea asta de a merge la biserică și de a avea un comportament religios foarte puternic la o vârstă în care ei au alte interese. Cum am spus, a fost exemplu mol versus biserică. Dacă merge la mol, nu înseamnă că păcătuiești. Alte interese specifice vârstei la, da, care sunt, pentru că totuși la vârste fragede nu sunt adulți și nu fac aceleași lucruri ca și adulții. Nu pot gândi în mod abstract ca un adult. Ei zic că o să fie bine, o să fii mare, învață că nu o să ai nimic de mâncare. Și atunci vin contraexemple. Păi da, și unii oameni de succes din România nu au avut educație și sunt celebri sau au bani. Unii dintre părinți recunosc, nu știu să mă comport cu el și nu știu să mă cobor la nivelul lui. Și atunci, slavă Domnului, există întreagă literatură în sensul ăsta, una bună, una mai puțin bună, adică cărți în care poți învăța, nu în 10 pași, ca să strâng de simple, cum să educi copilul în 10 pași, cum să fii o soție bună în 15 pași, că aici e mai greu. Și, dar există metode și există persoană abilitate, există servicii la care poți apela fără niciun fel de rușine, cum spunem, așa când atunci când se defectează mașina, vrei să o repari de urgență, tot așa când se defectează, dacă poți folosi cuvântul ăsta, relația cu propriul tău copil,
poți să apelezi de urgență și să ceri sprijin specializat. Noi ne apropiem de finalul emisiunii noastre, interviu zilei, și aș vrea, dacă tot am început cu cazul din Norvegia, aș vrea să terminăm tot cu acest caz și să spun o singură întrebare. Care crezi că este impactul mai mare? Faptul că copiii au fost luați, pentru copii mă refer, da, faptul că au fost luați de lângă părinții lor, sau impactul pe care îl simțeau când erau bătuți în familie, când erau supuși violenței? Păi, în primul rând, nu știm dacă au fost bătuți, că noi încă nu avem argumentele și mi-e foarte greu să răspund, pentru că nu știu cum cunosc încă copiii. Nu-i cunosc, e ca și cum aș răspunde despre o situație pe care nu o pot gestiona. Cert este că deprivarea de părinți produce un impact emoțional. Există studii în sensul ăsta. De exemplu, aveam chiar aici un studiu în Moldova, Republica Moldova, 160 de copii deprivați de părinți, faptul că au emigrat, adică au plecat mai multe luni, ani din casă, le-au dat tulburări în dezvoltarea psihoemoțională, sentimente de vinovăție și izolare de prieteni. Orice ruptură, mă gândesc la cel mai mic copil, de exemplu, care are 4 luni, a fost deprivat de afectivitatea, de dragostea părinților, de... E categoric, cu toate, tot confortul pe care statul norvegian îl oferă. Ei sunt despărțiți, ei trăiesc în orașe diferite, la, nu știu, 2 sau 3 ore de depărtare. Deci nici măcar nu sunt toți 5 în același loc, frații împreună. Se au, deci îi pot fi vizitați la mai multe grade, cum da, pot fi vizitați, de exemplu, de câte ori pe săptămână, iar cred că în cazul fetelor doar pe telefonic au comunicat. Deci, tocmai încercând să îi protejeze și ca să nu schimbă declarațiile. Avem cazuri și în România, când, de exemplu, persoane au fost supuse violenței, au avut o declarație la poliție sau o plângere și, pe urmă, s-au împăcat cu soțul și au schimbat declarația și n-au mai putut să fie pedepsit. Cred că în ultimul timp s-a schimbat legea în România, dar da, are un impact asupra dezvoltării psihoemoționale. Avem studii foarte sincere și bune pe decesul la părinți și iarăși are impact asupra, dar iarăși nu știm exact care sunt factorii de protecție, care factorii care susține. Nimic nu poate înlocui un părinte, oricât de rău ar fi el. Dar acest fapt nu este o scuză pentru ca părintele să fie rău cu propriul copil. Întreb acest lucru pentru că tot timpul mi-am pus întrebarea cum este mai greu să fii luat de lângă părinți sau să fii supus violenței. De asta ți-am și pus întrebarea asta. Nu mi-am găsit răspunsul nici când. Că un răspuns clar nu poate fi spus, pentru că depinde foarte mult de fiecare caz. Și de familie și de cazul... Da. De aceea cred că orice instituție a statului care reprezintă statul și oamenii aceștia care lucrează sunt și ei cu de părinți, sunt și ei părinți de copii, nu? Nu acționează în mod abuziv, nu trec imediat la astfel de măsuri de urgență, adică măsuri extreme, ultime, ci încearcă prin pași mărunți, prin consilierea familiei, inclusiv directoarea școlii a spus că nu dorim să luați copii, ci să consiliați, să vedem cum putem ajuta, fie financiar, fie prin consiliere individuală, prin alte sugestii, nu să recurge la... În unele situații, da, când copilul este abuzat fizic și emoțional sau chiar, din păcate, avem cazuri de abuzuri sexuale la copii. A fost un caz urât undeva în sudul României, în Giurgiu. O mamă și-a abuzat sexual fetița de câteva luni. În mod clar, luarea copiilor este obligatorie și este, în cazul de față, răspunsul să este da. Adică, în cazul de abuz grav, am avut copii care au fost arși cu țigară de către părinți, au fost cu fracturi, adică au fost loviți în mod brutal. I-am văzut în cazul de față, da, să-i preiei, să-i scoți din acel mediu toxic și nociv și periculos pentru siguranța lor psihică și emoțională și mai ales pentru a fi integru fizic, trebuie să-i preiei. Și în cazul lor de față, da, părinții sunt niște oameni extrem de agresivi, nu vreau să folosesc cuvinte urte, dar preluarea lor din familie este obligatorie și este în beneficiu copiilor. Pentru că spune clar, interesul superior al copilului este obligatoriu. Sunt drepturile copilului care sunt respectate. Și dacă interesul superior al copilului, adică dacă binele copilului este să fie preluat din familie, va prelua. Dacă nu, va rămâne acolo și să oferi alte servicii de consiliere. Eu îți mulțumesc mult de tot că mi-ai răspuns la aceste întrebări care se năpustiseră de ceva vreme asupra mea și îți mulțumim că ne-ai adus aceste informații și aceste rapoarte și statistici pentru că sunt foarte importante și eu, sincer să fiu, nu le cunoșteam. Mi-a părut bine și mulțumesc pentru invitație. Sper că au fost utile informațiile și
Sper să ne revedem. Noi te așteptăm pe săptămâna viitoare, să sperăm că reușim. Dacă nu, oricum peste 2 săptămâni sunt sigură că o să te avem alături de noi în continuare. Mulțumesc mult, o zi bună. Iar eu ce pot să vă spun, dragii mei, emisiunea noastră a luat sfârșit. Sunt Adelina Taifas, rămâneți alături de programele TV Sibiu și Radio Sibiu și nu uitați că nu trebuie să vă bateți copiii, așadar fiți alături de ei și protejați-i și creați-le un mediu ambiental potrivit. La revedere!